și eu șofer. Tu fii la ajutat să te da. Da. Doamna Ronia, ne puteți prezenta documentația pe care am cerut-o? Da, un copie Xerox, da? Serviciu contabil. Domnul Albu, vă rog să ne prezentați și nouă pândica de prezență a biroului pe care conduceți. În care facem cunoscută denunțarea unui interior contractului de activitate sportivă. Pândica de prezență. Da? Vin la muncă, plec de la muncă. Cu începând cu data de 23 ianuarie. Și nouă. Deci 23 ianuarie, domnule. În acte documente. Vă rog, aduceți-ne condiția de prezență acum pe birou. Spuneți și dânsului. Cum se face condiția de prezență la birou de structură sportivă? Prezența, cum se face la birou de structură sportivă? Pentru că sunt pe contracte de activitate sportivă, nu pe contracte individuale de muncă. Condiția de prezență este doar semnată de către dumneavoastră ca șef de structură sportivă. Personalul subordinat dumneavoastră cum este montat? Nu avem o condiție a structurii. Ne-am trecut nume, prenume și am și semnat în același timp ca să avem acces în această instituție. În schimb, constatăm că în biroul de structură sportivă, șeful biroului de structură sportivă nu știe care este regulamentul, care este roful. Sunt niște persoane care au acces neautorizat la niște informații din cadrul acestei instituții. Dumneavoastră vă dați seama în ce situație sunteți. Domnule Albu, în birou acesta, dumneavoastră, în acest moment, aveți niște persoane neautorizat care au acces la informații acestei instituții. Am dat afară de acolo. Vi se pare normal? Eu am un magazin pe lăbea, nu are ce să vă opte ședință. Ne urmărea pe noi ce discutăm în ședință. E posibil așa ceva la ședință? Adică șeful structurii sportive stă în ședință pe ce? Care este explicația domnului referitor la faptul că în biroul pe care conduce dumneavoastră sunt persoane care nu au contract cu CSM-ul și care au acces la rețeaua informatică? Nu, întrebăm pe dânsul. Care este opinia dânsului? Care este punctul dânsului de vedere? Totuși este șeful structurii sportive, așa scrie pe ușă, iar în biroul structură sportivă sunt persoane care nu au contract cu CSM-ul și care au acces la rețeaua informatică. Vă rog să luăm măsurile necesare să părăsească biroul și persoanele care nu au ce pot aici. Vă rog. Vă rog. Repet, și am mai spus și la președinte. Repet, nu se poate întâmpla asemenea lucruri decât la dumneavoastră la GSM. V-am rugat cu retorie, știți foarte bine că au fost acuzați la dumneavoastră de a ține în ședință, pentru că zicea că să ține nu știu ce contabilitate dublă. Faceți aminte, am tras trebuie. Și uitați unde am ajuns. Deci oameni care astăzi n-aveau ce căuta la birou, sunt încă acolo. Știți că ni se dau telefoane și ne înjură pe chestia asta, pe noi, consilierii, care vrem să îndreptăm lucrurile. Da? Pe cine pot să întreb și motivele de la dumneavoastră de aici, motivele destituirii postului director? Dar tu și, dar eu n-am spus că sunteți în măsură să... Pe cine poți să întreb? De cel care a dat dispoziția de revocare în speță, domnule. Pe nimeni. Fără nicio justificare. Mulțumesc frumos.